mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Toată lumea și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască? Toți, dar cine să Pietru și Pavel să trăiască, la mulți ani trăiască. Orașul Căușeni să ne trăiască, la mulți ani trăiască. Toată lumea să trăiască, la mulți ani trăiască. Dumnezeu să ne păzească, la mulți ani trăiască. Și de război să ne ferească, la mulți ani trăiască. La Căușeni public este superb și le mulțumesc de fiecare dată că mă întâmpină cu aplauze, cu voie bună. Și îi fericit din suflet cu această sfântă sărbătoare, fie ca Sfinții Apostol Petru și Pavel să-i ocrotească și din ele să-i ferească și cât mai des putem să ne întâlnim. Când cânti pentru oameni, poate să plouă, poate să ningă, poate să fie arșiță, cu oamenii care îți ascult cântile eventual pentru ei, ești trup și suflet. Căușănenii știu a munci, dar și a se veseli cu mare chef. Asta demonstrează ei an de an când vine vorba de hramul localității, unde veselia și buna dispoziție își fac loc alături de artiștii autohtoni care întrege sărbătoarea. Nici 2024 nu a fost o excepție. Vinerea trecută, centrul orașului a fost plin de activități culturale, dar și cetățeni gata să se prindă în hore. Pentru timpul ce-a trecut, aș dăti tu orice mai eu bătrâniți pe mama, la 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 ca și tata, la 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 la. Și foarte bucuros că am venit la hramul orașului Căușeni și aici este o seară perfectă cu atât de mulți oameni frumoși, cu atât de oameni, oameni care au venit să sărbătorească hramul orașului Căușeni, hramul bisericii pentru încredere și susținerea dumneavoastră cu drag. Au venit și oaspeți din raion, sunt și oaspeți din alte localități, avem și artiști. Iar noi mă simt foarte bine, distracții plăcute la toți, la toți din Căușeni, câți din Tănătari, sănătate la Tănătărieni și la Căușeni și tot bine. Pământul nostru vrem pași și sănătate și tot cele bine. Bun. Am venit de la Cahul, la Sorunul Speției, pentru hram și ne simțim foarte bine. E o plăcere, e o foarte mare plăcere, adică e plăcut, o distracție plăcută pentru noi, mulțumim mult. Рада, что смогла выйти из дома и посмотреть на людей. Классно, классно. După Gabriel Nebunul, care a cântat între oameni, pe scenă a urcat Arina Bădulescu și Soft Corn Band. Asta când am intrat, mi-a plăcut foarte mult, așa o senzație, sunt mulți oameni, nu știu, e bine, e o atmosferă mai plăcută ca anii trecuți. Dat-o la vedere la Lotra Greco. Tare frumos că el a fost la Lota Liberă și îi place Lota Liberă la Trântă. Și i-a plăcut și a zis că e distracție plăcută. M-am luptat pentru Berbec, am pierdut, dar oricum sunt foarte bine. Am trecut jocurile sportive foarte bine, concertul e foarte bun, normal. Zeci de tineri din tot raionul au venit la Marea Distracție, afirmând că evenimentul a fost bine organizat și pe potriva tuturor vârstelor. În această seară ne simțim foarte bine, alături de prietenii noștri. Am venit să ne bucurăm de această sărbătoare
E sărbătoarea la bunicii la această prietenă noastră și am venit să ne bucurăm. Am bătut un drum, adică complicat un pic cu drumul, sincer, dar e foarte plăcut. Dar se merită, după cum se observă, se merită. Tot e foarte plăcut, foarte frumos, sunt tineriet și oamenii mai de două vârste și pentru noi. Chiar un respect pentru persoane care au organizat extraordinar frumos. Da, de exemplu, ne bucurăm foarte frumos pentru tineriet, adică la 100, nu s-a spunit. Emoții pozitive, ne-a ridicat foarte tare dispoziția pentru că ne întâlnim cu familia și cu prietenii la masă și la concert. Aș dori să spun la căușăneni să fie mai zâmbăreți și să fie cu mai mult pozitiv. Sunt fericit că așa evenimente și momente apar la noi în Căușeni, că Căușeni deja cu fiecare an se îmbătrânește mai tare și mai tare. Glumim și noi o leacă, cum se zice. Bine că mai este așa, mai vin cântăreați, mai cântă. Bine că strâng oameni, că Căușeni așa nu se poate lăsat. În seara asta mă simt excelent de bine, foarte bine mă simt în seara asta. Este foarte interesant, timpul e bun, numai că e prea cald, dar place atmosfera aici. Mi-am întâlnit prietenii. A urmat Doina Sula, care i-a prins pe oamenii Horem. Și autoritățile locale au fost printre oameni, primarul interimar al orașului, Valentin Căpățână, a mulțumit tuturor pentru prezență, iar președintele raionului, Alexandru Catan, a felicitat oamenii urându-le viață lungă și familii trainice. Mă bucur că sunteți într-așa număr mare. Vreau să vă felicit cu această minunată sărbătoare a ziului, a ziului de Căușeni. Să vă doresc mult sănătate, fericire, belșug în toate. Să aveți succes și stimă și respect de toți cei care vă înconjoară. Să fie ca Sfintele Sărbători a Sfântului Petru și Pavel să ne fie cu bun augur. Să dea Domnul ca în casele dumneavoastră să fie pace, să fie fericire, să fie în toată vremea numai binele să predomine. Sincer felicitări cu această sărbătoare. Vreau să vă spun cu din inimă, la mulți ani, stima Căușeni, la mulți ani, cu hramul orașului Căușeni. La mulți ani! Către orele 23 au fost lansate focuri de artificii, iar ultimul care a urcat pe scenă a fost interpretul Pașa Parfeni. Oamenii văd, toți sunt bine, așa că totul e normal, e bine. Ce doriți să-i urați la Căușeni? Da, ce-ți doresc să-i urez? Sănătate, în primul rând. Sănătate, sănătate și iar sănătate și toate cele bune, ce-ți doresc să se îndeplinească. Ce doriți să-i urați la Căușeni? Sănătate, răbdare, succesă. Prieteni adevărați! Fericire, frumusețe! La evenimentul dedicat hramului orașului Căușeni au participat mai mulți agenți economici, dar și meșteri populari din tot raionul. Nici copiii nu au rămas fără distracție, pentru aceștia a fost pregătită o zonă specială cu trambuline, caruseluri și tot felul de distracții. Hramul orașului Căușeni s-a încheiat în acest an după miezul nopții.